E clar că ceva aici n-a fost cum trebuie. S-a terminat, poate s-a terminat ceva dureros cu 10 de spade, terminat ceva dureros, că mi-apare de două ori 10. Deci, pe undeva este finalul la ceva care nu e tocmai benefic, care n-a fost tocmai benefic pentru voi. Totuși, cu 10 de spade, e clar. Poate să fie vorba și despre o frică. O frică. Oricum, apare și lipsa curajului pe undeva. Și hai să vedem și cărțile de oracol din partea îngerilor, mesaje din partea îngerilor. La ce vă puteți aștepta în această lună? Hai și cartea asta, dacă totuși simți să o ating. Și avem nu. Deci clar, un mesaj aici, nu. Am un răspuns pentru unii dintre voi. Poate aveați și o întrebare la începutul etalării sau, nu știu, vă gândeați voi la ceva, uitați că ați primit și un răspuns, nu. De aceea apare așteaptă sau răbdare, da? Trebuie să mai așteptați puțin. Avem oportunitate, apare oportunitate. Cu răbdarea asta aici apare oportunitate. Și ce mai avem aici? Rezoluții de pace. Și avem și inner peace aici și pace interioară, deci liniște și ia în calcul, revizuiește ceva, reconsideră ceva, un anumit lucru. Bun, da, pentru că apare și roata norocului. Hai să mai iau niște cărți de tarot, pentru că simt puțin cam vag de etalarea voastră. Și aș vrea o carte pe 10 de spade. Și una pe 8 de cupe. 3 de monede, uite, turnul. Insul de cupe. Judecata. Da, de aceea apar niște rezoluții aici puternice. Aveți niște revelații importante în această lună. Trebuie să vă ascultați foarte mult intuiția. Aveți niște rezoluții, revelații importante care vă aduc și pacea, vă aduc liniștea. De aceea trebuie să recalculați ceva. E ceva din viața voastră care necesită o recalculare. Trebuie să mai luați în calcul și alte variante. Ceea ce faceți în această lună, mai ales pe plan profesional, cu cine aveți de face, oamenii sunt foarte importanți aici, oamenii cu care lucrați, oamenii cu care vreți să lucrați pe mai departe în viața asta, trebuie să îi luați în considerare, să-i luați la puricat, ca să zic așa, să intrați în profunzime, să vedeți de ce acela ar fi mai bun să lucrezi cu el. E așa oarecum ca și un rezumat pentru anul care tocmai a trecut și trece, de fapt, da, 2024, și să vă gândiți ce a mers, ce n-a mers, pentru că văd că e mult pe bani, această energie, această etalare, are multă energie materială, financiară, de profesională, deci are legătură foarte mult cu zona profesională, dar și cu zona relațională, aș putea spune. Este clar ceva aici care nu v-a adus pace, nu v-a adus liniște, nu v-a adus liniște interioară. E clar că ceva n-a mers bine. 10 de spade, e clar. E foarte clar că ceva nu v-a adus liniște pe undeva. Pentru că altfel nu ar fi apărut și de aceea apare și pace interioară. Aveți nevoie de curaj să realizați, dacă avem curaj să realizați că aceste lucruri nu v-au adus niciun beneficiu, că acești oameni sau oricum mari beneficii nu v-au adus, acest loc de muncă nu v-a adus vreun mare beneficiu, poate a fost un beneficiu pe undeva, dar pe o altă parte v-a și luat foarte mult, v-a și secat foarte mult de energie, 8 de cupe, 10 de spade, e clar. Deci e undeva un minus foarte mare care nu trebuie omis, care nu trebuie, da, omis. Nu trebuie trecut cu vederea și de aceea trebuie să reconsiderați ceva, să luați ceva în calcul, să reluați ceva, să înțelegeți ceva mai bine și apar niște lucruri cu roata norocului, s-ar putea să reapară ceva, s-ar putea să revedeți ceva ce a fost pe parcursul acestui an în această lună ca un rezumat așa pentru voi. Clar, răspunsul este nu aici, e ceva de care trebuie să vă debarasați.
s-ar putea pe plan profesional, cum am și zis, avem oportunitate, de aceea trebuie să mai așteptați. Poate unii dintre voi vreți să faceți ceva nou pe plan profesional, dar trebuie să mai așteptați, pentru că s-ar putea să nu fie cea mai bună idee acum. S-ar putea unii dintre voi să vreți să lucrați cu cineva, s-ar putea ca acele persoane, da, 3 de monede, acele persoane să nu fie ceea ce trebuie pentru voi. Să fie ceva ok, dar nu să fie extraordinar sau să fie cea mai bună decizie, cea mai bună rezoluție, cea mai bună viziune. Deci, ceva la genul acesta este talara. Recalculați-vă oportunitățile, strategiile. Încercați să înțelegeți niște lucruri, să pătrundeți în amănunt mai mult în această perioadă, să stați mai mult cu voi și să înțelegeți unde n-a mers bine, pentru că e așa și o recapitulare pe aici. E clar că ceva deja s-a întâmplat, este un pattern aici, e deja un tipar din viața voastră, ceva ce s-a întâmplat deja pe partea asta profesională și relațională. Relațională, să fiu sincer, mai mult pe partea asta de prieteni, de relații, de prietenie și relații de colegialitate, de colegi, de colaboratori, poate. Da? Trebuie acolo să vedeți și ce trebuie să luați în calcul, să luați alte variante în calcul, pentru că e clar că undeva n-a mers ceva. E un minus acolo foarte mare care atârnă foarte greu și vă scade foarte mult din frecvență, din intensitatea cu care lucrați. N-aveți pace interioară, aveți foarte multe gânduri, vă gândiți prea mult, încercați să împăcați pe toată lumea, dar pe voi nu vă împacă nimeni sau aveți foarte mult de pierdut. Pe undeva aveți foarte mult de pierdut, foarte, foarte mult, poate din energie chiar. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fie vorba și despre niște credințe limitative, ceva ce vă pune singuri în minte și care, niște blocaje, da, pe care voi singuri le puneți și care vă țin foarte mult pe loc. Și ar fi foarte bine ca în această lună să faceți tot posibilul să scăpați de ele sau să le revizuiți, să le reluați în considerare și să lucrați cu ele, să vă faceți curaj, să așteptați dacă este nevoie până vă faceți curaj sau pur și simplu doar să acționați și să aveți niște rezoluții mai bune. Mai ales pentru anul care urmează, dacă e 2025, bate la ușă. Bun, ca zile importante, 10 decembrie, 9 decembrie, 3, 8, dar în mod special, da, 8, 9, 10 decembrie, chiar și 20 decembrie, iar ca zile importante, ce este în evidență, un alt rac, scorpion, pești, berbec, gemeni, balanță, taur. Bun, cam atât pentru voi, dragii mei. O lună frumoasă vă doresc și să ne revedem cu bine în noul an. Pe curând!